Hăt, Johnule, Daily Vlog, doar ce am filmat un alt vlog strict de la casă, așa că nu o să vă povestim, să le și arătăm foarte multe în acesta. Suntem la șantier și mai stăm un pic, câteva minuțele, mai discutăm cu băieții noștri de la Neuro Construct, după care plecăm către Buftea, unde filmăm videoclipul cu Ana la noua piesă Banii. Ne plac, cred că tuturor le plac, doar că probabil mulți nu sunt atât de sinceri încât să recunoască asta, dar pentru asta muncim cu dar și spor, adică nu vrem să-i obținem prin moduri necuvenite. Discutăm două, trei chestii grele de șantier, dar asta este. Trebuie să fim pozitivi, pentru că altfel o să rămână energie negativă în căsuța noastră și nu vrem. Uite cât de frumoasă este prima mână. Să vă uitați mâine la 8 dimineața să vedeți detalii despre căsuța noastră. Imaginați-vă că asta este doar prima mână și uitați-vă cât de bine arată. Uitați-vă ce frumoase sunt găurile de la spoturi. În fine, pentru mai multe uitați-vă mâine dimineața pe YouTube. Plecăm către Ana și revenim cu update de pe drum. Alo! Am o rugăminte la tine. Da, iar eu. Băile mele arată superb și intrând în a mea, mi-am pus întrebarea. Eu în acele rafturi făcute în perete am și LED. Ce zici că trebuie întrebat departamentul tehnic? Da, nu de la WC-ul, de la duș. Ei, dar cum, ce vrei să vezi gelul de duș? Dar nu vreau perimetral, măcar un bec mic pe centru sau eu știu, un gram de lumină acolo. Apa el ajunge până, LED-ul ajunge până în partea aia acolo a policioarelor? E din U, e o formă de U de la dreapta sus. Johnule, AMC, ai atâta încredere în oameni încât nici măcar nu știu unde ai lumină în propria-ți baie. Într-adevăr, este un LED care este în jurul întregului mozaic ăla frumos. De să-l vedeți în vlogul de mâine, dacă vă uitați, Doamne, cum e mozaicul meu din duș. Vedeți mâine, în fine, în vlog. Am LED care vine așa, îmi dă cu băluțe, pe toată arcada aia dușului. Unde să mai pun lumină aici, nebun că o fac Logan tunat după aia. Gata, am rezolvat problema, mergem spre Buftea, suntem prin Chitila, revenim. Hăți, Johnule, astăzi este ziua emoțiilor, deci după ce am văzut primul lavabil la căsuța mea, cea de toate zilele, uite-te unde ajungem, nu-mi vine să cred, bă, nu mai e magazinul? Wow, ce frumos au făcut parcul, uite parcul, ce frumos e. Bravo, primăria din Buftea, hăți, Johnule. Bă, dar aici era magazinul nostru, când eram crembuștii, bă. Nu mai e magazinul cu crembuștii, nu pot să cred, uite aici, era lângă spital. Poarta, Johnule, studiourile Buftea, tu îți dai seama de când am mai fost pe aici, au făcut scoare, ia uite. Hăți, Johnule, ce emoții, emoțiune, nu cred că sunt aceiași oameni. Bă, tată, de când nu v-am mai văzut, ce faceți, mă, veniți să vă salut. Wow, Johnule, de când am mai venit în Buftea, să trăiți cu respect, ce faceți? Bă, Johnule, nu am mai văzut pe oamenii ăștia de ani de zi. Autograf și dați-i și un buletin. Păi cum, Johnule, dar nici nu vreau, bă, stai așa că trag cu spatele și îți dau eu autograf pe ceva mișto. N-avem cum să nu oprim, Johnule, după atâția ani de zile. Ne știm de mici. Revenim, hăț. A venit și Amnezu, cum îmi place mie să-i zic, și când mă uit mai bine zic, uite-mă și Amna cu noi. Am la luat culoarea pielii. S-a albit când ne-a văzut Johnule. A crezut că nu lasă să intrăm. Dăm autograful repede și intrăm. Mamă, ce vibe frumos. Ba chiar acum ne-a venit ideea că o să facem și un super lucru pentru voi, Johnule. O să facem un tur al studiourilor Buftea și o să vă arăt toate locurile în care s-a filmat serialul Pariu cu Viața și tot ce am filmat noi pe aici. Ia uite ce hammer unul roșu șmecher. Wow. Da, hai, autograf și revenim, hăți. Johnule, update pe după sticlă. Amna filmează la pianul cel înțepenit și nebunit. Noi avem deja două ținute, hăți, Johnule. Boom. Mergem să filmăm amintiri din Pariu cu Viața, adică un vlog în care facem turul întregurilor. Wow! Întregurilor. Băi, pe bune. În fine, întregului studio, întregului platou Buftea și o să vă arătăm toate locurile în care am filmat noi la Pariu cu Viața. Am ținutele aici, am adidas și în mașină, haos total, Johnule, cât de frumos se vede la acolo. Bă, să tot muncești aici, mă. 5 ani de zile, uite, așa ne făceam bea cu aici, mâncam sandwich-ul cu sălămior, pauza jumătate de oră, hăți, ai filmare, Johnule, și toată viața ta era în Buftea. Hai. Hăți, Johnule, cu acest lac îmi vine mai mult să dorm, să mă recreez decât să filmez, dar asta timp cât scena este la picnic, uite-i pe băieți întinși acolo, fac pe picnicărei, o să fie destul de relaxant, să ne schimbăm întinsul că doar dăm jos și nu mai punem nimic. Mama, ai auzit, ai prins pe camera asta cu aveți super bani? Puh, bă, ți-am spus să... Trebuie să montăm un buton care se activează singur, doar că-ți gândești. Stai așa, Johnule, că mi se spune acum că avem acum suntem, ne înțelegem bine și că ne și certăm în clipul ăsta, la un moment dat, din cauza multor bani, saci de bani, mormane de bani, efectiv, bani. Fără număr. Acum e perioada în care încă creștem, nu aveam bani de pătură mai mare, știi? Doar o păturică. Asta anunță milioanele ce venivor. Până un alta ne descălțăm și ne punem pe păturică. Hăță, Johnule, nu te întinde mai mult decât ție pătura. Uite, bine așa. Așa? E foarte bine. Bine, hai, încercăm. Și fiți cât mai natural. Hăți, Johnule, chiar dacă nu filmăm, noi ne simtem bine. Picnicul ne-a intrat în vene. Hăți, Johnule, Amna este gata să primească de la mine o sticlă de vin. În cap. Netirbușonabil.
probabilă, pentru că nu avem la cadru, dar o să scăm natural, nu avem. Perfect, hai, bun. Deci suntem gata? Da, suntem gata. E fără playback, da? Nu, fără playback, da. Silviu? Da. Ceva de genul că exact. Bossule, acum filmăm ceea ce se numește în lumea actorilor, nu că m-aș considera eu că după aceea să sară al desele și ăștia pe mine să muște de la jugulară de aici, dar wannabe actorii, în lumea wannabe actorilor se numește întinsul pe spate. Îl vedeți și în hâț, îl vedeți în cam toate videoclipurile. Este ceva de genul hâț, acțiune, bang. E, de cele mai multe ori așa vrem să iasă și în realitate, dar mai e unul care se împinge, nu vrea, altul care nu știe cum să hâț. Sunt curios cum se va da asta. Mi s-a spus că trebuie să mă încarc cu foarte multă energie senzuală, ca să-i spunem așa, din părul lamnei, știi? Și în timp ce filmam, am băgat deștele hăcionule, tai peruca de struț. Dar am înțeles că struțul este unul dintre cele mai scumpe animale ce generează peruci, așa că ce râzi, Johnule, că așa a zis Amna, peruca mea de struț. Și atunci am zis... Este proaspăt operat, Amna, da? Cât de jos pot ca atunci când te urci să nu ne ducem și mai jos. Like. Stai, uite, puteți să faceți ceva că să fie și mai șmecher. Hai, deci dacă aici acum, uite, s-a pus și scară. Nu am voie să iau greutate sub 90 de grade flexie, nebuno. Haide, cât de jos, să moară Jaxana, că sunt cât un cub. Hai, cât de jos, tată. Deci fii atentă, trebuie să te ții bine din picioare, pentru că eu voi avea coșul, da? Update cu husă mare, pentru că am schimbat husele, pentru că filmam cu telefonul, pentru că băieții s-au dus afară, pentru că trebuia să iasă trepiede, pentru că o să filmăm și mai multe cadre decât ne-am imaginat, pentru că este super șmecher, pentru că au dat drumul la fum. Johnule, filmările merg exemplar. Avem una bucată pian, una bucată Amna, una bucată portofel pe care eu o să-l dau și nici nu vreți să știți ce o să facă cu el. Trebuie să vă uitați la clipul ăsta pe care îl lansăm fix în ziua cu Hăț Show, Johnule. Păi știi ce m-am întors așa? Și e că țipat în desene. Uite-mă jos, uite-mă jos! Bine că nu s-a spart, că n-a apucat să fac intro-ul. Spargem-o farfurie pentru clip și Dumnezeu știa că eu n-am apucat să filmez, motiv pentru care a zis asta nu se sparge, că-s Johnule. Ne-am retras așa un pic să nu ne întâlnim cu domnul Ciob. Dubla 2, sperăm de data asta să fie cu mai mult elan, Johnule. Acțiune! Toți, Johnule, avem un apus care cere un ton mai scăzut, așa. Suntem pe ceas de seară la filmare, totul merge bine. Un mic pontonel în buftică, hăț-hăț, o niște apă cu vitamine, să fie treaba sănătoasă. Muncă, muncă și iar muncă. Bă, dar uite ce-a scăzut, bă. Gata, Johnule, să nu se ducă, să vină. Ce, Johnule, pune-le aici pe masa tăcerii Cadillacul secolului. Sau pe bot mai bine. Nu, aici, asta e masa. Se apucă fratele să desfacă metodic. Nu vă faceți grijă, a căzut și soarele, bai bai a pus. Îmi plouă în gură în continuu, ești nebun? Ce ai, mă, desfacem tot, facem o masă de aia frumoasă. Hăți, Johnule, acu-i acu când încerci să împingi hidramata, bătrână, nescoțabilă din viteză. Plus că, din câte știu eu, hidramata, ca să o împingi, Johnule, trebuie să-i dai contact, să o pui pe n. Ce cunoștințe umile am eu, ce n-are cutia asta? Iar ridică-i capota. N-are cutie? Nu mai are motor, nici cutie, nimic. Interesant mister la 9 seara, Johnule. Sperăm că se va rezolva situația. Johnule, noi ieșim din mașină și filmăm. Filmăm numai esențialul, mașinile au fost legate. O mică brută numită Toyota Corolla. Din păcate, ce am spus în mașină, Cori poate certificată din cameră dacă este adevărat, s-a întâmplat prima tragere a mașinii, s-a soldat cu pocnirea șufei. Am reușit să-mi reproduc exact cuvintele pe care le-am avut în mașină când stăteam și mă uitam la ei și zic: ăștia sunt nebuni, ditai paleașca asta, care e și blocată, ditai mai Cadillac de Ville, da? Apreciem inițiativa. Ce să, păcat că nu avem X-ul, Johnule, dacă aveam X-ul aveam și șufă, bă, bagaboantă și tot ce trebuia și cârlig. Plecam cu asta pe sus, dar mai vedem data viitoare, haida! Îți, Johnule, așa arată succesul ca într-un film american, omul stă cu furtunul și că se pice cu jet, iar ai noștri au reușit să împingă mașina, uite ce mândri sunt, măcar tata eu. Ăla micul nu poate să ia de volan, mașina are 6 tone. Important este că după 2 ore de tăiat frunză la câini, ca să nu fim mai duri de atât, ne pregătim de filmare, sperăm. În orice caz, mașina este la cadru, în sfârșit. Motherfucker, how? Yes, revenim, oboseara și pune cuvântul. Îți, Johnule, situația e că s-a stricat bolidul, dar uite că se strică și în clip și în realitate. Johnule, eu trebuie să descind din hățul cel roșu, care am fost înștiințat că ar fi hățul unei amărincică. Wow, mamă, ce mișto e. Iar
Iar ieșind din hățul cel roșu, Johnule, voi conștientiza că mi s-a stricat motorul, voi ridica capota, ca. Moment în care din restaurantul cel texan iese Amna. De acolo revenim. Hăț, Johnule, hățul tardiv, 22-23, aproape l-am prins pe dragoste și amorghe boss ăla de la 22 și 22. Am încheiat o zi frumoasă, o zi cu un prim lavabil, o zi prin buftea. N-am apucat din păcate să filmăm turul studiourilor, fraților. Pentru că ne-am întins cu filmările de la clip, suntem destul de obosiți, n-am mai avut nici soare. Însă ne bucurăm că ne-a ieșit un clip cum trebuie. Abia așteptăm să vedem ce montează fratele Silviuțu. Nu uitați, pe 28 martie la Hâț Show se lansează și piesa Banii, Johnule, cu Amnuța. Automat o invităm și pe ea. Am vorbit între timp și cu Liviu Teodorescu și el vine la Hâț Show. Suntem înconjurați de prieteni, ceea ce o să facă distracția și mai mare. Nu uitați, dați un subscribe, Dorian Popa, și aprindeți clonțul apelul. Bă, băiatul, dacă nu mi-a zgâlțit de rețul ăsta toți creierii din lume cu suspensiile astea sport, de ce-o vrea mașini sport, fraților? Nu uitați să dați un subscribe, Dorian Popa, să aprindeți clonțul apelul, pentru că mai avem câteva emisii de Scena Misterelor și revenim cu daily vlogurile alea nebune rău de tot. Nu uitați să dați un follow pe Instagram. Eu sunt Dorian Cori Leve. Nu uitați să dați un follow pe Spotify, Dorian Popa, și un like pe obositul domn Facebook. Ia uite groapa. Deci cu asta fie atent. Oh, zici că ești pe tocuri în centru vechi. Și cu asta am spus tot. O cafeluță mirobolantă vă dorim, Hăț, Johnule. De ani de zile în bani, în visele, fantoma ta magică în nopțile. Și am mereu același film cu noi, marea noastră neagră, iarăși coi. Ochii leagă-n clici, mă arunc în gol.